Like dacă înveți la școală și comentariu dacă la grădiniță. Clasa 1 versus clasa 12. Guys, să vă recomand un canal super tare. Aici puteți găsi experimente foarte faine, cum ar fi reacția între Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fairy plus Mentos. Este interesant ce se va întâmpla, link-ul spre canal va fi în descriere. Totodată aici puteți găsi petarde versus fast food sau 20 de kinder versus 200 de chibrituri. Link-ul va fi în descriere. Clasa 1 versus clasa 12. Dimineața, clasa 1. Acum e doar ora 7, eu deja am reușit să mă spăl, să mă îmbrac, să stau pe YouTube, chiar și să mă joc în Need for Speed. Doamne, eu mai repede vreau la școală! Clasa 12. E ora 7:30, mai dorm încă 5 minute și după mă trezesc și merg la liceu, sigur. Doamne, atât de enervantă este școala, nu mai vreau să merg. Bine că deja sunt clasa 12. O, 50 de euro. Denis? Oleg, ce faci tu aici? Trezește! Stai! De ce sunt în pat? Parcă am ieșit la școală să ies. Stai, de câte ore? Fuck, deja e 12, iarăși am întârziat la școală. Fucking shit, pur și simplu am adormit. Note, clasa 1. Fiule, haide pentru fiecare 10 îți voi da 50 de euro. Bine, dar ce tu ai din asta? Nimic, doar că pentru fiecare 2 îmi dai tu mie 50 de euro. Ok, sunt de acord. Clasa 12. Deci, fiule, conform calculelor mele, îmi ești dator cu 15.000 de euro. Ce? Mama, eu n-am așa bani. Aha, n-ai bani, dar poate-ți vin ceva din lucrurile tale. Mama, nu mă fă să râd. Eu sunt fiul tău, îmi ierți datorie și nu sunt dator. Corect? Alo, Victoria. Da, îți amintești când mi-ai spus de medicul care cumpără rinichi? Aha, poți să-mi dai numărul? Mama? Geantă, clasa 1. Deci ce îmi trebuie pe azi la școală? Cărți, caiete, încă un caiet, un pix, alt pix, un alt pix. Pixuri trebuie. Hanoracul, geaca. Acum spate de mers și la școală. Clasa 12. Deci acum și eu trebuie să-mi adaug ceva în geantă, da? Haide să încercăm. Caietul pentru toate obiectele, fețuicele pentru matematică. Mereu trebuie să fii gata de evaluări. Trebuie să bag și căștile. Gata, a rămas să bag doar agenda. Fuck, nu e agenda care trebuie. Uite, aceasta este agenda care trebuie. Adunare de părinți, clasa 1. Deci mama azi merge la adunare de părinți? Interesant, despre ce eu să vorbească acolo? Deoarece eu n-am frică de nimic. Învăț foarte bine, doar pe note de 10. Cred că o să-i spunem mamei că învăț doar pe 10 și ea va fi bucuroasă și o să-mi cumpere ceva bun. Clasa 12. Deci mama a plecat la adunarea de părinți. Eu am jumătate de oră. Nu uitați, link-ul spre canalul cu experimente va fi în descriere. Pa, pa! Clasa 1 versus clasa 12. Nu uita, pentru partea a doua trebuie să adunăm 10.000 de like-uri. Miau!